Alina Andronache, Andrei Bâră, Vatică Beldea, Adrian Bărbuții, Mihăiță Mateiaș, Ion Preda, Robert Prisăceanu, Constantin Radu, George Trușcă, Cosmin Turcin, Simion Velcu sunt jucătorii care au rămas și în acest sezon competițional la CSM Slatina. Mircea Șchiau, Adrian Stănică, Florin Tudor și Cristian Preda sunt noile achiziții care vor juca în acest sezon în culorile clubului. Un nou sezon care de data aceasta va fi în Liga a IV-a, un campionat puternic pe care slătinenii și l-au propus să-l câștige. Îmi doresc să fie un proiect slătinean, îmi doresc foarte mult ca jucătorii care cresc aici în Slatina să aibă posibilitatea să poată să facă un pas la un nivel mai înalt, să nu mai fie nevoiți să plece prin alte orașe sau în alte părți ca să poată să-și găsească o echipă. Readucerea fotbalului slătinean în eșaloanele superioare este unul dintre obiectivele pe care noul antrenor Bobby Verdeș vrea să-l îndeplinească. Verdeș își dorește să coopteze în noua echipă copii care iubesc sportul rege. Aceștia vor avea șansa să vadă ce înseamnă o competiție sportivă de nivel înalt. E proiectul echipei CSM Slatina și era normal. O să vină 3-4 jucători care să ne ajute pe lângă toți cei care sunt aici din Slatina. O să dau șansă la toți copiii care merită și care au valoare și vor face pasul spre echipa mare cu siguranță. O să am chiar și cu juniori mai mici, o să-i aduc câte unul, doi la antrenamente să vadă ce înseamnă să stea pe lângă jucători cu experiență și de un anumit nivel. Deci o să încercăm să facem totul în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită, adică toți să vină toți antrenorii de la grupele de copii să fie lângă mine. Asta îmi doresc, toată lumea să fie alături de mine ca să ne atingem obiectivele. Întrebat despre posibilitatea accederii echipei în eșalonul al treilea, viceprimarul Gigi Vâlceleanu spune că au avut loc unele discuții, dar deocamdată nu s-a concretizat nimic.